Românii sunt chemați la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament pentru următorii 4 ani. Parlamentarii nu vor mai fi aleși uninominal ca la scrutinul trecut, ci pe liste de partid. Prin urmare, numărul aleșilor va fi redus de la 588 la 466. Vor fi aleși 326 de deputați și 134 de senatori. Votul începe duminică la ora 7 și se încheie la ora 21. În premieră, numărarea voturilor după închiderea urnelor va fi înregistrată video și audio. Diaspora va avea 4 deputați și 2 senatori. Pe buletinul de vot veți găsi și candidaturi independente. La aceste alegeri parlamentare, pentru prima oară, românii care locuiesc în străinătate au putut vota prin corespondență, ultima zi în care scrisorile puteau să ajungă în țară fiind 8 decembrie. Cei care nu s-au înscris să voteze prin corespondență pot vota la orice secție din afara granițelor țării, fie în cele organizate pe lângă ambasade și oficii consulare, fie în secțiile suplimentare organizate de Ministerul Afacerilor Externe. Este interzisă prezența mai multor persoane în cabina de vot, precum și fotografierea sau filmarea votului. Pentru aceasta se dă amendă de la 600 la 1000 de lei. Utilizarea unui act de identitate fals sau unui buletin de vot fals se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Dacă introduceți mai multe buletine de vot în urnă, de asemenea închisoarea este de la 6 luni la 3 ani. Și oferirea sau darea de bani pentru determinarea alegătorului să voteze o anumită listă de candidați se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Duminică vor putea vota toți cetățenii cu drept de vot care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua votului. Nu au drept de vot debilii sau alienații mental, persoanele puse sub interdicție și persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. Se poate vota cu următoarele documente: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic sau pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din școlile militare. Alegătorii trebuie să voteze numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își iau domiciliul ori reședința. Persoanele care nu se pot deplasa din motive de boală sau invaliditate pot solicita urna mobilă. Pentru informații legate de legislația electorală, puteți să sunați la Autoritatea Electorală Permanentă la numărul de telefon 021 310 0824. Informații despre secțiile de votare, candidați și eventualele contestații le puteți solicita la Biroul Electoral Central la numerele de telefon 021 313 6766, 021 313 6676. Dacă sunteți martori sau victime ale unor acte de violență în timpul procesului electoral sau aveți de raportat acte flagrante, sunați la numărul 112. Încălcări ale legii le puteți semnala și poliției locale.